Și veți vedea că de acum veți judeca valorile cu o altă măsură și vă veți da seama de realitățile din jurul vostru. Și le veți cântări poate mai mult la justa lor valoare. Pe noi cadrele, mai consider cadrul didactic cu toate că se ieși tranșa, dar ne-am mai întâlnit pe aici, ne-am mai ciocnit pe holurile școlii. Vă rog să mă iertați că uneori poate am fost mai dură, alteori și pe alții care au fost și mai duri sau mai puțin sau mai indulgenți. Veți vedea rezultatele mai târziu. Dacă au reușit, v-au prins bine anumite, o anumită stare sau alta. Că poate să fie chiar și dăunătoare o anumită indulgență. Să aveți noroc în viață, dar să nu uitați că și norocul îl puteți face singuri. Prin străduință, prin perseverență și seriozitate. Dacă ne dăm silința, putem să reușim în viață. Și asta, dacă le știți, să luăm din viață ceea ce este valoros și, cum să zic așa, perem. Nu numai niște valori de suprafață, aspectul exterior. Vă gândiți, vă ghidați la valorile mai care au durată și trăinicie în decursul formării voastre. Pentru că voi de acum înainte vă formați mai temeinic. Și veți păți și necazuri și bucurii, trebuie să știți să le treceți cu capul sus pe toate. Să nu cedați și un lucru foarte important. Mai spuneți și în dreapta și în stânga când aveți vreo și bucurie și supărare. Nu vă închideți în voi, pentru că se poate avea consecinții urât, neplăcute. Vă mulțumesc că nu m-ați uitat. Asta îi mulțumesc în mod special camerii, că eu n-am decât un singur reprezentant al meu aici, care a fost elevă 4 ani. Am fost învățătoare și mi-a fost elev. Și mă bucur de întâlnirea aceasta enorm de mult. Mă bucur că nu m-ați uitat. Toate bune în viață și să auzim numai vești bune în continuare, pentru că veștile circulă.